Ceau, prietene, suntem a doua zi de Rusali. Suntem la Haidu Soboslu. Acest minunat strand. Să vedem unde o găsim și pe soția mea, Doina. Este ora 10 și un sfert. De fapt, noi am venit la Haidu Soboslu astăzi pentru deschiderea Premium Zona. Numai că n-a fost deschiderea astăzi, o să fie pe 16. Ceea ce pentru mine a fost o foarte mare decepție, pentru că eu vroiam în zona VIP, în zona Premium. Da. Și am așteptat cascada, și palmierii, și cocktailul, și m-am trezit aici. Nu vină, că ar fi rău. O să vină și ele joi, când o să fim joi sigur aici din nou, aici, acolo, la, acolo, undeva mai departe, dincolo de palmiere, zona Premium. Așa că, dacă tot am plătit parcarea 1600 de forinți, ceea ce nu-i puțin, am rămas aici. După ce am aflat la caserie că nu e deschisă zona Premium, ne hotărâsem să plecăm la Debrețin. Da, până ajungem acolo, până și când găsim... am ajuns în parcare lângă mașina, am zis, păi, totuși, hai să rămânem și aici. Exact. Că nu e rău. Nu e rău, chiar nu e rău și... Apa este cristal, este curată apa. Na, ceau, prietene, ne mai auzim și cu altă ocazie. Ciao.